gata, s-a... Fata AFK, după ce a băgat în prezent of the Dark Lord în jocul ăla, am crezut că bagă iar aiurea în skill, Dumnezeule. Mă ridicam și mă dădeam cu capul de crom. Ce-ar putea să bage cu Pac în Silence, cred că ar fi cel mai... Hai să-i prezentăm totuși, să vedem fiecare cu cine joacă. L-avem pe fata care va fi Molia, că și așa era cineva pe chat care zicea că intră doar ca să vadă cum mai pocesc eu. Așa, e o Molie, da? Deci dacă e Molie, Molie e Puc. Căprița va fi jucată de Mad, Cunca de Paris, Miguel va fi Clock și va încerca să se ridice la așteptările lui Bone Seven și Pas va juca cu Pain. Și în colțul albastru, Crit va juca pe Crystal Maiden, o să fie Ace pe Batrider, Exist va juca pe Invoker, Mini va fi pe Dazzle și ultimul Unicorn, Carry, Naga, Split Push, Radianță și multă enervare. Și multă enervare, glhf. Da, uite, și... vezi bine că am pus că o să dureze meciul mai mult de 30 de minute, că Naga în general are nevoie de timp ca să... Și că tot facem așa super hype pentru DreamHack 26-27 aprilie, unde o să avem Dota, te întreabă cineva de pe chat de ce ai vrea să vină Oana Roman cu un cârlig în mână. De ce ai vrea chestia asta? Da, una asta. De ce ai vrea asta? Fii atent ce a făcut Ace acolo, ai văzut? Da. Mă, mereu ești atent cu erou unde trebuie. Da. A mâncat un copac și a pus un ward acolo. Dar oare mai de pus ce? De ce a fost nevoie să mănânce copacul? Din vreo șmecherie aici de care nu știm? Păi... Oare blochează campul dacă e aici? Nu cred. Nu știu exact care e șmecheria. Da, dacă nu pun ăștia să intri cum trebuie, nu știu dacă o să mai conteze. Cred că intră în focul de la copac. E posibil? Oricum sentry-ul ăsta e mult prea departe, deci, dar n-ar avea cum să-l acopere. Nu, dar nu pare, nu prea înțeleg ce s-a întâmplat acolo, dar nu contează. O să testăm după aia, după meci. O să aflăm noi la un moment dat ce s-a întâmplat. Noi ăștia mai noobi, o să ne dăm seama la un moment dat care-i schema. Poate pune acum pasul în sentry și gata, se termină toată enigma noastră. De ce a mâncat el copac când a pus acolo? Că sigur, de obicei când se întâmplă o chestie de genul ăsta, e o șmecherie la mijloc. Trebuie să fie o șmecherie. S-ar putea să blocheze în stânga și totuși să vadă runa și să creadă că a pus pe partea cealaltă a copacilor. Cred că asta ar fi. Ia, tu fii atent acolo la camp, eu mă uit la joc. Uite-te la, mă gândesc. Ah, Crystal Maiden mă că s-a dus sus să ia acele iluzii și s-ar putea să încerce un gang mid. Fata... N-a băgat punctul, a băgat acum un frostbite. Da, uite cum vine. Destul de greu de omorât fata. Spate. Dă-te în spate că nu te lăsăm să farmezi cum vrei. Ia uite. Am început să alunce cu cristale în el. Chiar a blocat campul. Ei, taci, păsărela a avut dreptate. Asta era cam prima idee care mi-a venit și mie în cap, dar îmi pare puțin... Păi da, schema asta e că de obicei lumea pune în centru acolo și să vadă și runa. Puțin mai îndreaptă. Și fii atent că Ace e un pic de agresiv acolo cu pas, dar nu are level 2. Mama i-a pus 5 stack-uri în cap. Se mișcă destul de greu. Ia-i mai două, 6 stack-uri. Mai trage de timp ca să poată să ia experiență. 7? Și a venit Enchantress, a venit Sleep-ul, să vedem, da, o să prindă acolo Thunderclap, vine și Torrentul și Ace și a dat seama că degeaba are boot spell, pentru că pur și simplu nu ai cum să scapi de somn împreună cu Torrent. Bine că a pus 7 stack-uri acolo pe Bane, da, a fost total folositor. Am muncit ceva acolo. Da. Clock First Blood pentru Sigma. Clock între timp se luptă cu neutralia aia, că tot îi trage ca să nu poată să facă mini ce vrea cu ei. Mai au un pic de experiență, e level 2. E Batrider-ul, gata, a plecat de sus. A făcut și el 2, a zis, mă duc în pădure acolo. Nu voi mai sta pe linie unde mi-au somn. Și toate combo-urile din lume. Da, a mai făcut crit niște stack-uri aici. Sau a încercat cel puțin, mă rog. E interesant că a băgat mini în Dazzle primul punct în Shallow Wave. Și nu știu de ce. Și mid s-ar putea să vedem un pic de inițiere. Nu au... No disable totuși. Și uite că e un DD acolo și se întâlnește cu crit. Foarte mult damage da acolo și acum Satiro o să dea și valul. Da, într-adevăr l-a omorât foarte, foarte repede pe crit. A avut noroc și la rună totuși cu DD-ul ăsta. Dar poate, cred că totuși o omora pe Crystal Maiden, are HP foarte mic. Vrei să mai vezi o șmecherie? Uite-te jos la sentry. Uite-te jos la sentry, o să-ți placă foarte mult. Vezi? Vezi? Nu e chiar... Cine ar fi crezut? Cine ar fi crezut? Da, ci trebuie nu prea obișnuit să poziționezi sentry-ul mai așa, fiindcă ai vrea să acoperi și zona asta, uneori se pune un ward aici ca să nu-ți iei gank pe offlane. Da, asta e de ținut minte, cred că... Ia să vedem. Sus acolo Miguel nu mai are foarte multă viață, dar nici nu poate să se bage în turn după el.
2-0 pentru Sigma Int momentan și da, am avut, de fapt n-am avut încă dreptate cu predicția, dar au început foarte bine cei de la Sigma. Conca are 19 creep, are 8 deny-uri. Și dacă observa, a băgat X de 2, ca să știe sigur că dacă prinde X-ul o să prindă 100% și torrent-ul. Da, și oricum în general, dacă nu vrei să împingi lane-ul, e bine să nu bagi un Tidebringer în early. Da, într-adevăr că controlezi, nu poți să controlezi lane-ul foarte bine având punctele cele. Împingi de fiecare dată. Da, exact. Pe de altă parte, dacă aștept să dai la deny-uri, se simte, pentru că dai damage foarte mare și nu se pierde cooldown-ul și cred că vom vedea un pic de push aici, deci intenția lor nu era să nu împingă linia pentru că Mad are 2 creep, deja a fost dat glyph-ul, bă, că Batriderul se grăbește să se ducă jos, are foarte puțină viață, avem și un TP acolo, Mini a reușit să își ia un clap și foarte avansat Mad, s-ar putea să aibă probleme. A? Ce o să-i facă? Olo, au dat X acolo pe Mini și uite ce înseamnă să ai X de 2, a venit aici și pas pur și simplu n-a apucat să facă nimic. Ace a trecut cu focul pe acolo și și-a luat sleep. În 3 secunde o să aibă torrent, dar cred că nu o să fie o alegere prea bună ce a făcut Ace acolo, pur și simplu s-a spulberat și cred că o să pierdă și turnul. 4-0 în acest moment pentru Sigma și un început celor de la MIM încă nu le-a trecut de jocul trecut, sunt încă marcat de losul ăla. M-am gândit ce a vrut să fac acolo Batrider-ul, trebuia să vină să dea un pic cu foc să se retragă, pentru că creepy ar fi venit în foc și sus acolo cred că Miguel vrea ca să facă frag pe crit, care chiar cred că s-ar putea să reușească. Într-adevăr, Miguel face frag acum pe Crystal Maker, Dumnezeule. O să aibă Kogori în trade, dar nu o să mai aibă Battery Assault, deci are Magic Stick, are și rachetă, este prezent oricum acum Dazzle, dar să faci ca offlaner frag pe suportul advers este pur și simplu incredibil, pentru că dar trebuie să stai undeva level 2, level 3 și uite acum mai are un pic și face 5. Da, 5-0 pentru Sigma Int, se mișcă extraordinar pe hartă. Avem și un smoke dat, uite de ce e bună căprița. O să vezi cum o să fac aici gangul pe Invoker. Are totuși Wildwing Reaper, nu e cel mai bun. Și are și sentry pe el în caz că vrea să de... Da, dar uite ce înseamnă să fie puc mid ultimată, a pus sentry-ul jos, n-a mai stat la discuție. Foarte bine dată tornada acolo, dar e fix la margine. Nu vine să cred, a trebuit să mai pună un sentry ca să reușească să-l omoare acolo. Era oricum a meritat. La marginea, a meritat 6-0 în acest moment acolo, dar da. 6-0, kill-uri pe toată harta, a murit și Batrider, doar Naga nu a murit până acum pentru MYM, dacă nu mă înșel. Și Miguel acolo, da, s-a dus să ia foarte multă experiență, s-au bătut cu stack-urile de neutri, au împărțit acolo frățește. Și vom vedea acolo o tornadă mid, da, îl prinde destul de bine pe fata, dar nu prea are cine să continue. Batrider-ul pur și simplu s-a dat înapoi, are la sau, dar nu prea are cum să ajungă acolo. Pas destul de agresiv aici, dar nu o să inițieze pe ei, pe el suporții de la MYM. N-are boots, nici crit, nici mini nu au boots. Da, au dat un smoke și oare o să încerce să facă ceva pe Paris jos, că parcă în direcția aia se duc și Paris o să plece sau o să stea, are Facebook, se mișcă destul de repede. Are și level 6, mai poate să-și ia buff-ul acela de movement speed de la Ghost Ship. Și mid părea că o să inițieze acolo Axis pe fata și cred că o să-l prindă pe Paris acolo. Nu cred că o să scape, fii atent că vine Mini de sus și da, se întâlnește cu Ace care probabil o să-și folosească oare ultimata. Da, și-a folosit ultimata, îl trage înapoi. Totuși barca aia, vezi, uite cum se simte efectul ăla. E posibil să își dea TP. Nu pot să incredibil cred. De ce s-o fi grăbit crit acolo să dea Frostbite când putea să păstreze în caz că acesta se teleporta? Nu pot să cred cum greșeli mari, acolo greșeli mari. Ce a însemnat buff-ul acela de la Ghost Ship, îți întârzie damage-ul cu... Oricum, de ce să te grăbești 50%? Să dai cubul când știi că nu mai are cine altcineva să dea un disable? Puteau să-l alerge, să-i mai dea un sticky napalm, să folosească la sou mai târziu. Da. S-au grăbit și ar fi putut să facă frag acolo. 6-0, 4000 gold avantaj pentru Sigma Int, 2000 XP. Jocul ăsta le scapă rapid de sub control celor de la MYM
și iar a venit Matt pe mid, iar o să-l prindă pe exist. Oh, iar da, i-a dat acolo foarte frumoasă tornada, dar nu știu dacă să fie suficient. EMP dat foarte bine acolo, fata s-a băgat în lumea dimensională, dar uite, Batrider-ul reușește într-un final să vină, nu are cooldown și ia foarte mult damage, exist a murit. Cred că o să moară aici și fata, oare vine, reușește? Încă puțin, își dă bottle în continuu, da, a reușit să scape. A reușit să scape și fii atent că nu pleacă destul de departe. Crystal Maiden are probleme acolo sau poate chiar o să reușească să facă frag pe Paris. Într-adevăr face frag, dar Mad îi dă destul de multe bucăți. Bine venit Grave-ul acolo și Puck văd că s-a blocat acolo. Reușește să scape, nu mai are foarte multă viață. Are mana crit, dacă la un moment dat îi prinde și cred că se duce să se sinucidă într-adevăr. Avea 2000 gold, din păcate mai avea puțin și-și lua dagger-ul acolo Puck, dar... A fost și un fight sus în timp ce comentam acolo, Miguel a reușit să omoare pe cineva. Și văd că se duce acolo pe Unicorn care primește ultimata de Bane fix în turn, se dau coxurile și vine tornada, reușește să facă acolo frag, primește și exist sleep și oare o să scape aici Miguel. Încă câteva bucăți, destul de departe este crit, are puțin viață și are Mini și-a luat... A scăpat Miguel acolo, Mini și-a luat slow, și-a luat impetus. Sunt dați un pic în spate, au început să le ia la bucăți pe Mad care și-a activat heal-ul. A venit mana mecul de la pas, a dat acolo un slip și este prezent și Kunkka și Puck aici. Cred că Mini nu mai părăsește decât la fântână. Într-adevăr, a reușit să moară acolo, exist și el are probleme, doar crit a reușit să scape. 12-3, foarte bun începutul pentru Sigma. Mi-e greu să cred că ar mai putea să piardă avantajul ăsta extraordinar pe care îl dețin în acest moment, pentru că Batrider-ul foarte departe de dagger și Miguel Mid cred că s-ar putea să încerce și ceva fata deja l-are, uite că s-a și dus după Crystal Maiden cu dagger-ul ăla, kill foarte, foarte simplu. A luat și turnul. N-aș vrea să fiu în locul băieților de la MIM în acest moment. MIM au și avut 12-2 și n-au reușit să câștige, păi acum de la 13-3 să revin. Ai văzut cât se simt greșelile astea așa, aparent minuscule, pe care le faci la început, pentru că împotriva unei echipe bune vine așa ca un snowball effect. Efectiv, da. Profită de chestia asta și îți iau turnurile, îți iau runele, vin și ganghează, fac bani, diferență destul de mare. Fata iar are Dream Coil, acum are și Dagger. Cred că o să se întâlnească acolo, nu? Se întâlnește cu Mini, da, l-a văzut. Și a sărit acolo, el, i-a dat Silence, Dream Coil, vine și crit, s-ar putea. Oh, a ratat acolo hook-ul Miguel și e nevoit să se retragă. Este prezent aici Exist care dă tornada și îl prinde pe Puck destul de bine, dar nu au cum să se bage pentru că Clock-ul foarte bine a pus acolo Cogzu. Nu au cum să se apropie. Da, foarte bine jucat de Miguel să-și salveze cu echipierul. Așteptăm să inițieze Mimo cu song-ul ăla de sirenă, dar trebuie să aibă și ce să vină, adică ai inițierea de la Exist. Song de sirenă și ce? Și ce, și exact? Ce să urmeze după aia? Un EMP eventual, dar nu o să fie de ajuns, trebuie să vină și damage, nu doar disable. Și l-au prins pe Miguel acolo, sau mai exact, Miguel l-a prins pe Mini, dă destul de mult damage, cred că o să moară într-un final, da? Vai, vai, și-a luat damage bine de tot, n-a fost nici necesar să-și dea grave. Părea că o să facă kill dacă mai venea ceva și vai, fata a sărit acolo și n-a vrut să-l lase să se retragă. Pas se duce foarte apăsat acolo și a tornada, a vrut să prindă un slip, are și ultimată. E posibil să nu se retragă chiar așa cum credem noi, pentru că uite, fata rămâne acolo, are dagger, vrea să profite de chestia asta și cred că o să sară acolo într-adevăr de silence și oare o să reușească. Foarte bine dat stick-ul acolo și Paz vine pur și simplu de brainsap, reușește să îl trimită la fântână. Turnul nu mai are foarte multă viață. Kunkka între timp farmează ce dorește, pe unde se duce. Da, ai văzut cât de calm s-a dat fata în spate, știa că e Paz acolo. Ia tu kill-ul. 15-4 în acest moment. Da. O să-și termine și Paris Shadow Blade. Uite, fix acum are bani de Shadow Blade. Și oare o să-l prindă? Existe acolo. Deja și-a dat barca, nu vrea să rateze. I-a dat X, i-a dat torrent și a luat acolo slow de la Mini, să vedem dacă o să vină cineva să-l ajute. Nu cred că o să mai reușească. Sau se duce, fii atent cât de bine, să se întâlnească cu fata și cu Pas care sunt în spate. Oare o să apuce să-i dea acolo un slip? Nu apucă să-i dea slip, dar primește foarte bine Grave-ul acolo. Ace crit, este în slip, ultimată pe Mini și cred că o să moară aici vreo doi eroi. Într-adevăr, Mad se duce, aruncă cu impet, fata e și el prezent acolo, are val și... Ce ultimată bună a dat crit, a dat foarte mult foarte damage. Bună, da. A reușit fata la limită să-și dea TP, să-și dea blink, acum are și TP, o să iasă de aici. Și Paz reușește să-i dea somn lui Unicorn și se teleportează. Foarte, foarte greu să revină în acest moment.
tu ai văzut, s-au pus pe Kunkka și până au reușit să-l dea jos. Dar ai văzut că ca să se întâlnească cu aia, ce înseamnă o comunicare bună, și a dat seama și a fost undeva aproape la limită să primească acel slip de la Pain, ca să îl mai salveze nițel. Dar dăduse și fata acolo un coil extraordinar pe 3. Da, să vedem reluare, pentru că a fost un fight destul de interesant. Uite cum și-a dat seama că, bă, nu cred că e bine să mă duc în direcția asta. Hai că poate ajungă ea. Și hai că mă întorc. Și aia a fost. Și uite cum vine să dea slip acolo. S-a oprit un pic Bane, dar n-a apucat, a încercat acolo. S-a văzut deja animația, foarte bine a venit Grave-ul. Au foarte multe iteme și dau foarte mult damage. Uite-te și tu, au mult disable. Unul doarme, altul dansează acolo în ultimata de Bane. Și într-adevăr foarte bine jucat și de Crit aici, care a reușit să dea foarte mult damage cu ultimata. L-a omorât și pe Mad și Puck a fost aproape la limită. Între timp, în joc, a sărit acum Puck mid. Foarte bine a prins pe amândoi. Nu vine să cred că un erou poate să dea atât de mult damage cu doi eroi adversi care n-au ce să facă când primesc silence-ul. Da, dar uite că a fost irosit. Oarecum degeaba nu a reușit să facă kill. Acum ceilalți doi se vor retrage. Era de ajuns o rachetă de cloc să mai vină acolo, dar au făcut două kill-uri cei de la MMO. Și-a terminat Paris și-a dobleit după Kunkka. S-a dus foarte agresiv undeva în zona asta. S-au întâlnit, erau Cloc și Kunkka împotriva tuturor eroilor adversi. Nu înțeleg exact de ce au fost atât de agresivi și au reușit să dea acolo două kill-uri. Și cred că o să mai vedem un pic de acțiune mid. E foarte greu să te ferești acum de Kunkka, pentru că poate să intre cu Shadowblade doar ca să îți prindă acel X. Și când îți prinde X, îți prinde și Torrent. Nu prea ai cum să mai scapi din acea situație. Hai ei să te vedem cu daggerul ăla, dacă o să reușești să întorci meciul, să prinzi acum o plasă bună. Pentru că văd că se lasă cu o bătaie 5-5 mid, la cum stau lucrurile. Uite cum ca stă undeva în spate. Dar tot așteaptă să dea nava acolo. Să dea nava, să vină corabia. Ghost ship-ul acela. O vrajă care e bună nu doar pentru stun și pentru damage, are și o grămadă de buff-uri și debuff-uri. E foarte interesant cum că aș vrea să-l văd mai des, chiar aș vrea să-l văd mai des, dar nu știu, ai observat, nu știu dacă ai zis, Unicorn are Sacred Relic. Cred că o să mai aștepte să termine radianța. Se dau foarte multe pinguri. Split push. E mai rapid decât să-i zici cuiva hai sus, dai un ping și toată lumea vine acolo. Da, îți dai seama, comunică, dar decât să zici vino sus, zici vino aici, dai ping. Opa, fata a sărit mid, a dat drink-ul el acolo. Minia a reușit să dea câteva magii, dar foarte bine reușește și Crit să dea ultimata acolo. 1500 gold pe Crystal Maiden după kill-ul ăsta. Avea timp să-și dea Grave, dar cred că n-a știut ce să facă acolo. Ar fi putut să scape. Cred că a avut totuși silence pe el. Nu am văzut exact tot fight-ul, dar o fereastră în care a putut să... Crystal Maiden, uite, a putut să dea ultimata și a dat-o destul de rapid. Hai Unicorn, oare o să reușești să iei turnul, pentru că vrei să iei turnul, da? A stat acolo, l-a luat. Și mai trebuie încă puțin. Opa! Unde s-a lăsat acolo cu... A încercat Cloc. Miguel, dar a ratat hook-ul acolo. Și l-a prins și... aici pe pas în lasso. A fost și ultimată de Dazzle, vine și un Poison acolo, dar vine nava perfect. S-a stins acolo, a venit și Tornada, vine și EMP-ul, dar pur și simplu n-au cum să continue. Paris lovește acolo Creepy pentru a da niște cleave cu Tidebringer-ul acela. Are aproape level 11. Sigma să nu se calicească acum, că dacă se bagă când vine sirena cu un song și are deja radianță, s-ar putea să-i prindă pe picior greșit, pentru că nu mai au nici foarte multă viață, nici foarte multă mană. Și fata a făcut agon. Vrea ca să nu existe Grave pe cineva atunci când acesta insistă. Nu e neapărat un lucru rău, pentru că au un avantaj foarte, foarte mare și de bani și de experiență. Și ați văzut, de fiecare dată când a sărit a mai fost nevoie de o magie ca să poată să omoare pe cineva de față cu toată lumea. Da. Dagonul ăla ar putea să intre foarte, foarte bine în... În general, când ești suport, când ești foarte în față, mai bine joci la Dagon pe pack decât să termini Hex-ul. Că până vine Hex-ul durează ceva, așa cu Dagon culegi suporții foarte rapid și Crystal Maiden o să sufere foarte tare din cauza asta, cu siguranță. E bine că o să scoată Ward-ul ăsta de aici, de pe High Ground, să fie în siguranță în jungla lor, sau cât pot fi în siguranță cu Kunkka acela, cu Shadowblade. Care te se uite să împingă iar, nu,
Nu au nicio teamă cei de la Sigma Int în momentul ăsta. Unicorn n-are TP. E destul de important să avanseze, să-și ia TP-ul ăla, pentru că Sigma văd că au început să pușeze sus. Pe cine ai dat câștigător totuși? Este destul de clar că Sigma au un avantaj foarte, foarte mare și mi-e greu să cred că ar putea să îl piardă, dar cine știe, o ultimată de Naga dată cum trebuie. Ultimată de Crystal Maiden, că nu e nimeni atent. Există și această posibilitate. Vă că au dat un smoke mid acolo mini împreună cu Ace. Vine și invocerul. Să zicem că ar putea să inițieze așa, dar e foarte greu să primească fereastra aia în care să facă tot ce vor. Cred că cel mai bine ar fi să încerce un Roshan. Sau se duc jos, cred că vor să-l omoare pe Paris. Asta dacă nu cumva o să se întâlnească cu Mad. Mad și fata aici au un ward. Știu exact. Ai observat că n-a luat haste-ul ăla de jos ca să nu... Oh, foarte bine a sărit acolo Ace, a reușit să-i ciordească haste-ul, dar foarte mult damage a luat și uite ce înseamnă că a făcut agonul ăla. Bine că a luat haste-ul, bine că ai luat haste-ul. Nu înțeleg de ce... Mă rog, ar fi trebuit să sară și să-i dea la Sow, nu să sară și să ia întâi haste-ul. Nu, a sărit, a încercat să-i dea la Sow, dar a dat foarte repede face shift și a zis, e, dacă ți-ai dat face shift, o să încerc să iau acest haste, dar... Da, cred că nu a fost foarte atent la dagonul acela pe fata. Nu mai poți să sari așa după pac acum. E... Da, deci... dacă are reflex... E și greu de omorât și poate să și distrugă foarte repede cu dagonul acela acum. Nici suporții nu o să mai aibă așa mare încredere să facă chase după pac. Foarte mult damage. Nu-i de joacă cu Molia acum, dacă și-a pus dagon pe ea. Și uite, cred că o să împingă jos acolo. Colcuș face datoria din când în când rachete pe altă parte ca să nu se pușeze linia atât de puternic, să aibă timp să ia un turn și eventual să facă și un defense dacă aceștia insistă să facă push. Și uite că Clocul a jucat la hookshot. Apropo, la hookshot, la Vanguard, doamne. Nu știu, invocerul dacă a ales bine să facă acel tram, pentru că un force up cred că ar fi fost mult mai bun. Fata a sărit acolo, vine tornada fix înainte să dea ceva acolo, acum poate să-și dea grave-ul și își dă grave și TP. Foarte bine jucat acolo de Exist, a reușit să-l salveze. Dar nu a apucat Pac să arunce Dream Coil-ul acolo pe Dazzle, altfel ar fi obținut kill-ul cu siguranță, că de-abia a scăpat Dazzle. Sau un hit. Sau un hit, da, și asta era o opțiune, să nu irosească Coil-ul. Dar lasă că văd că strânge bani, cred că o să joace spre Dagon 5 fata. Și atunci o să fie foarte, foarte periculos. Și Boots of Travel pentru Naga, să înceapă split push-ul și plictiseala. Split push-ul și plictiseala. 26-27 aprilie, sala polivalentă Dreamhack, unde în mod sigur nu o să fie o plictiseală. O să fie probabil ce o să facă Miguel aici, aia fii atent. O să sară, da, foarte bine l-a prins acolo pe Crit, a încercat să-și dea TP și nu a ratat hookshot-ul, nu prea mai are cum să scape de acolo. Asta o să vedeți la Dreamhack, veniți acolo, pentru că dacă iubiți Dota și vreți să vedeți Dota de calitate, o să aveți parte de așa ceva. O tornadă mid, da, care a dat un pic gol acolo între Paris și Mad. Pucu a sărit și cred că o să-l prindă pe Mini, dar reușește să-i dea silence-ul și... Da, go! Mult investit acolo, a dat și corabia, să știi o treabă, în caz că se mai bagă cineva. Are cooldown foarte mic corabia, acum e o mare problemă. 40 de secunde o să... 40 de secunde o să fie. Cred că mai mult a dat-o pentru Rom, ca să... Fie sigur că dacă vine cineva după aia să atace, să muncească ceva până te nimicește. Da, și asta e un plan. Și dacă ar fi fost să vină o contrainițiere, dacă intra Naga cu Sleep, de exemplu, să-i vină Nava așa fix în freză. Deci da, n-a fost rău. Dar momentan, precum ziceam, fata pune stăpânire pe jocul Dagonul acesta, o alegere foarte bună. Omoară suporții imediat cu locul s-a apucat de Aghanim. Atunci și-a luat point booster-ul, are foarte multă viață. Mai toți eroii sunt destul de grăsuni. Da, păi ziceam și mai devreme, a jucat la Vanguard, nu e frică să sară sub nicio formă, poate să... Păi trebuie introduce. Să reziste acolo, ca să poată să aibă timp cum ca să-și dea magiile. Și Puc cred că o să încerce ceva, fii atent, are invizibilitate, cred că o să sară pe Crit acolo, oare o să apuce Exist din nou să salveze cu o tornadă. Hai mă, fata... Nu, pur și simplu... Nu l-a văzut acolo că s-a băgat, că probabil ar fi sărit. Puțin dezamăgit.
Ia să vedem. Avem și un satir pe mid. Continuă aici un slow siege, dar e și Paris undeva în spate. Dacă o să vină o inițiere pe pac, o să vină imediat o navă și un torrent de la Kunkka. Trebuie să vină nava, trebuie să vină Naga să se lupte. Naga, nava și Naga are probleme. Sus Miguel a sărit în el. Nu cred că o să poată să apuce Song-ul și pas. Nu stă la discuții, instant ultimat acolo. Da, dominating pentru pas, a mișcat extraordinar pe hartă cu Bane-ul. Acum pot lua și tier 2-ul și de și văd că mi-a dat un pic de force staff acolo să prindă pe cineva. Oare o să dea? A reușit să prindă un slow pace, dar toată lumea se dă în spate. Timp în care Dazzle farmează liniștit jos, pentru că oricum n-are ce să facă dacă se întoarce. Da, foarte ciudat. Uite, vine și o rachetă să-i arate că îl mai bagă în seamă din când în când. O să dea un heal, probabil. Și fii atent că ei s-ar putea să încerce ceva aici. Mai trage un pic de timp cu acel flame break. Vine Tornada, a sărit acolo pas, da, nu e nimeni. Dar vine și o ultimată de Dazzle. S-a prins, întors între timp mini. A dat pe destui ceva, bă, pe 3. Minus armor, dar nici nu pot iniția. E și un gem pe Bane. O să înceapă și niște dewarding pe hartă. Se mișcă foarte bine pe hartă Sigmind, precum ai zis de la început. Mă, Unicorn a dat până acum ultimată? Nu. N-a apucat să dea timp de 24 de minute ultimată și s-ar putea să se întâlnească acolo sus cu Kunkka. Ia, oare își dă seama? Da, și-a dat seama, uite ce înseamnă să te dea de gol radianță, dar să vedem dacă o să fie suficient de rapid Paris, nu? Se mișcă și sirena destul de repede cu acel travel. Să prindă fata aici un Haystrion. Are 2700 gol. Sunt curios la ce o să joace, dacă o să mai mărească Dagonul ăsta sau dacă o să se apuce de un Shivas, un Hex. Crezi că au nevoie de Hex în momentul ăsta? Oricine are nevoie de un Hex, dar a sărit acolo Ace, n-a apucat să îl prindă pe Puck. Uite exact ce spuneam, reflexe extraordinare. Dacă avea un Hex aici, îl prindea. Putea să știe sigur că face combinație. Da, un Hex întotdeauna e binevenit, dar e foarte, foarte greu. Adică mă gândesc așa, încerc să mă pun în papucii celor de la MIM și nu-mi dau seama cum ar putea să întoarcă dacă sunt prezenți toți eroii de la Sigma la un fight. Uite că s-a apucat de Dagon fata. Dagon 3, 600 pe fata damage. Probabil ar trebui să-l omoare înainte să apuce să dea ceva, dar este foarte, foarte greu, pentru că într-adevăr are 967 viață, s-a hotărât să facă iteme ce nu-i oferă hit points, chiar n-are niciunul care și trezii, până și trezii pune pe Intel în acest moment. Da, dar o să... Și invocerul s-ar putea să fie prins acolo. A, nu, a fost prins Unicorn, care oare o să apuce să dea ultimata? Da, apucă să dea ultimata și scapă cu 12, am văzut când era acolo. Da, nu-i nimic, Bighel a sărit acolo în mini. Oare o să apuce să-și dea grave-ul? Da, apucă și mini să-și dea grave-ul. Primește un slip acolo și nu cred că o să mai scape foarte repede la executat Bane. E important că au scăpat-o pe Naga totuși. Da, da, faza e că a folosit ultimata ca să se ducă în bază și nu știu, adică cât s-a investit în ea, că fata încă are Dagonul ăla de level 3. Nu, l-a dat, dar i-a venit cooldown. Păi da, i-a venit cooldown, asta zic, adică cât a meritat. Pentru că Kunkka are și el ultimată, Pas are și el ultimată. Da, deja se dau pinguri în bază. Vom vedea push. Kunkka dă pinguri în bază. Și a sărit fata acolo, foarte mult damage a dat în Ace Batrider, pur și simplu s-a stins acolo micul Liliac. Nu a avut ce să facă și MIM se uită cum pur și simplu turnul este agresat, n-au ce să dea ca răspuns. Unicorn pușează că poate de mult jos, are travel, deci ar putea să vină în orice moment. A venit acolo Mini, a reușit să le dea un pic de armură și cred că o să se retragă. Uite că a venit și cu iluziile să îi mai țină un pic din drum. Da. Câștigă câte puțin un avantaj și fii atent că Paris... S-a băgat deja în Shadow Blade, dar n-are mană. Și pur și simplu a distrus valul ăla. A dat critica la ea. Da, mai are puțin și termină Dedalus Kunkka. După Dedalus să vezi ce durere o să fie pentru suporții lui MIM. Nu că acum n-ar fi cu Dagonul lui Pac, adică sunt alergați constant pe hartă. Fac bine ceea ce fac MIM momentan. Încearcă să tragă de timp pe cât posibil. Naga face split push, farmează, vrea să-și termine manta cât mai repede și să continue presiunea asta pe lane, fiindcă asta e cam tot ce pot să facă la momentul ăsta. Să se bazeze pe Naga, să facă split push continuu și să împingă lane-urile. Da, dar cât? Măcar să facă un split push și să reușească să ia roșanul. Cred că doar așa ar putea să revină.
pentru că nu prea ai cu ce să să-ți dai magiile atunci când intri în ea. Păi întinzi fight-ul până are Naga 50.000 netor și atunci cum ca o să aibă pe el toate itemele din joc deodată, un splash și a crăpat tot mimul. Uite-te la netor, fix acum a mutat Naga, toată echipa de la Sigma Int, chiar și Bane, și apoi restul echipei de la MOM. Deci invokerul are netorf mai mic decât Bane în momentul ăsta. Păi, e scorul 25-9. La ce te aștepți? Să vedem ce o să facă Miguel acolo, are inviz. S-ar putea să încerce ceva, o inițiere, dacă cumva îi vede. Puțin cam departe totuși restul echipei, dar și sunt... Enchantress, mad. Cu cine o să te întâlnești cu Ace, care sare un pic cam de vreme acolo și imediat cu un force staff acolo se rezolvă problema. Da, n-a nimerit. Și Miguel, fii atent că e acolo, l-a luat pe mini, nici măcar n-a dat hookshot-ul, a dat un pic cu stop acolo, pur și simplu îl prinde în cox și nu cred că o să folosească prea mult încât să-l omoare. Naga l-a omorât pe Pac, uite. Da. A scăpat aici, unicorn la limită, dar a făcut totuși un kill important pe Pac. Și nu știu dacă pot împinge acum fără Pac. E și frică să se întoarcă acolo jos, dacă te uiți că... Da, și mai are până la Boots of Travel, mai are 8 secunde. Miguel. Și rachetă. S-a dat înapoi, dar totuși a luat-o, mai are foarte puțin HP. Ia, și a sărit. Miguel. Și pas are ultimat aici, să vedem pe cine o să o dea. Și a luat și Frostbite, a sărit. Ești foarte bine cu la Sow acolo. Miguel a pus niște cocuri, dar nu a ajutat la foarte mult. Dar aici am mad bucăți și s-au pus pe Miguel echipa de la MOIM. Și vine Parca, doamne, și doar cu Rafia aici, care îl prinde foarte bine acolo. S-a stins destul de repede, Mad e foarte agresiv. Încă un impetus acolo, primește X-Crit, dar nu are cine să continue. L-au văzut pe Dazzle și au zis că n-are sens să dea în cineva și să primească Grave. Dacă dădea o criticală acolo, Paris l-ar fi omorât pe Vai, X-Crit. Trebuie neapărat să vedem reluarea cu clocul acela, da. Și-a dat racheta în față, a avut vision și apoi hookshot acolo. Max distance, cred. Bă, s-a ridicat la nivelul lui Bone 7, ce putem spune. Da, până acum, da. Regia. Hello? E cineva acolo? E cineva acolo? Suntem singuri. O să mai așteptăm, probabil, cu reluarea aia. Da, vreau reluare la clock. Vreau reluare la clock. Asta dacă nu, și nu cred că o să avem acțiune în curând. Și cum că împinge destul de repede cu acel splash. Poți să tai fix bucata în care dă hookshot, nici nu contează. Lasă reluarea pentru mai târziu, pentru că vom vedea un push mid destul de rapid. E posibil să fie ultimul fight, nu mai e turn acolo. Naga știe un singur dans. Și uite că a dat-o acum. Pac, pac. Fii atent cum dă, Mamă, și-a trecut și creep-ul. Trebuia să stea după creep sau să-și dea travel-ul mai repede, da. Au pușat mid acolo. După cum vedeți, Crystal Maiden a pășit un pic la fântână. Tocmai și-a dat buyback, a fost, e nevoie de ea acum. Naga tot face split push și cam tot ce, poate să facă în momentul ăsta. Oare o să lase să cadă acolo? Nu cred că au cum să apere. Foarte mult damage și-a baracat de mele. Și a dat acolo EMP, a dat tornadă, dar până la urmă Paris a ieșit un pic acolo. Da, aiurea, ieșit în și afară, Miguel a primit și el acolo un pic de slow, dar nu prea au cum să continue. Naga văd că nu dorește să se întoarcă. Și a sărit acolo foarte bine Puck, din nou l-a omorât pe Crystal Maiden, a murit și Dazzle. Și pas cu ultimata pe ei și cred că o să se strige GG în curând. Au murit și prea unicorn mulți o să-și dea TP înapoi. Asta este întrebarea, dacă unicorn o să poată să-și dea TP. Tot să mai pasă. Facă ceva. Ai văzut ce ne-a zis ieri Bone, că nu e atât de greu să revii de la un lane de barăci, dar cred că o să fie două în curând. Uite că și-a dat TP până la urmă, dar n-are mana să intre cu Song în ei. A trebuit nu să se ducă la Naga, fântână. Nu e nicio grabă, pierdeți doar două lane-uri. E ok. Nu da. Stă deloc bine situația pentru mine. A ratat acolo Miguel, dar vine un torrent bun.
Asta doar ca să tragă de timp să ia barăcile. Și într-un final vedem și noi o inițiere aici cu ultimata de sirenă. Ia, EMP, o să vină și un cold snap. Și nu prea face foarte mult damage acolo. Paris totuși are probleme, într-un final se stinge. Și am auzit la show de Batrider, da, l-a prins acolo pe Puck, au reușit să facă frag. Cu ce preț? N-au reușit cei drept să dea barăcile jos, în partea de sus. Dar totuși au pierdut turnul. Dacă ne uităm la diferența de gold, este gigantică. 14.000 gold. 14.000. Și experiența tot așa. Ba chiar a trecut de 15.000 acum și experiența tot la 15.000. Ia să vedem dacă e atât de bună Naga la split pushing. Precum o laudă cei de la Alliance, că ei joacă foarte mult. Naga l-a văzut pas acolo pe Unicorn, dar dădea. Și cred că o să se da foarte bine și a dat acolo travel pe Force Spirit, se bagă Roshan, asta trebuie să facă. Te-a primit și Alacrity acolo să dea mai puternic. Oare și vine și racheta, vine racheta acolo, ia depistat. Oare să vedem să se ducă Clock să încerce ceva? Comeback păsărel de la 15.000? Cred că Clock o să dea acolo, fii atent la Roshan acolo. Batriderul s-a băgat în față ca să nu lase pe Clock să dea hook-ul cum vrea. Foarte bine jucat acolo de Ace. Știa că vine Clock-ul, a văzut de unde venise racheta și s-a băgat acolo să tancheze în caz că acesta vrea să arunce un cârlig. Hai că au revenit un pic, așa să zicem. Da, Aegis acum pe Naga poate să fie și mai agresivă cu split-ul și a și River acum, cred, văd că are 3200 gold, da. După ce o să termine Tarasco, o să fie foarte greu de bătut, o să dea foarte mult damage. Am mai văzut scenariul ăsta odată cu Naga în late game. Sper să... Ar fi plăcut să vedem o revenire de la 15.000 gold, adică nu vezi foarte des chestia asta, dar mă îndoiesc sincer că o să reușească MOM să mai tragă atât de meci. Mai cine știe, secretul e să-l omor pe Puck de fiecare dată fără să apuce, pentru că ai posibilitatea, n-are multă viață. Dar totuși Kunkka crește destul de mult, are 3.000 gold, are deja Daedalus cu Shadow Blade, Drums, Face Boots. Dacă ai ghinionul să fii prin zonă în momentul în care se procesează criticala, da, e dureros, pentru că nu știi nici cum să stai. Dazzle-ul ăla, chiar dacă are grave-ul și nici măcar nu are grave de level 4, trebuie să stea în apropiere. De obicei și ia splash-ul dacă vrea să înainteze. Da, e destul de grasă și Naga acum că și-a luat top-ul. Și avem acolo un pic de smoke. Oare o să prindă pe cineva mid acolo? Mad e un pic cam avansat. Se duce spre el? E dagger pe crit, nu prea au cum să... Și poate îl prinde pe Puck. Ia, Ace acolo. Dacă e atent. Ar fi extraordinar un kill pe Puck acum. Ai Ace, oare o să sari? Și foarte și bine l-a prins la pe fata acolo. Și-a dat și Illusory Orb, dar trebuie să-l bată foarte repede să n-apuce nimica. Și da, un kill foarte important acum pentru MOM. L-a luat prin surprindere acolo și acum poate să pușeze. Fii atent că cred că Sigma s-a nevoit să se retragă. N-au cum să împingă acolo sus, deși ar fi putut totuși să încerce, dar bă că și Mim s-au retras, au zis, bă, am omorât pe ăla, mai stăm nițel. Am luat un turn să rămână de la 15.000 gold. Eu zic să... Așteaptă probabil să pună Tarasque pe sirena, să tancheze mai mult, deși au acela Aegis. Și crit are ceva bani, are un pic de 2.000 și cred că o să vrea să-și facă BKB. Cred că, da, văd că și la Toker Club are și două bracere. Din păcate și Bane Element și Clock ar putea să îi strige combinația cu BKB dacă vor să consume ultimata pentru ei. Și un imping jos, un imping sus. Naga nu are mana, ar trebui să se grăbească să își dea TP la fântână, pentru că e foarte avansat acolo Mad. Perfect, a dat un Riptide, Dumnezeule. Hai că din fericire nu știu cei de la Sigma în chestia asta, altfel putea acum să ia barăci lejer. Și da, cred că a terminat într-adevăr Tarasco, acum se hilează. Îți trebuie mana, Naga. Încă o inițiere acolo cu Song-ul ăla și s-ar putea să revină în joc dacă invocărul își dă magiile la timp. Dacă supraviețuiește Naga, poate să vină cu Boots of Travel jos și chiar să facă niște split push foarte furios acolo. Dar nu are mana. Nu prea are mana, dar are mana de Song. Nu mai are, că tocmai și-a dat manta. Se duce înapoi în bază.
a lăsat doar. Da, a luat foarte bine Enchantress acolo, o iluzie de naga. Mai trage un pic de timp. Uite că a băgat iluziile acolo și a sărit acolo clocul până la 1 pe mini naga, e destul de departe, foarte bine venit Force Staff-ul. Văd că a sărit și Patrider-ul, ei s-a avut probleme acolo, vine și EMP-ul, vine și Barca care îl prinde acolo pe Crit. Crit are probleme și Song de Sirenă. Oare o să aibă cooldown? N-are cooldown, din păcate, acum invocerul. Să vedem dacă o să reușească să facă ceva la bătaia asta. Foarte bine a sărit din nou cloc acolo, îl ține pe Crit și foarte mult damage a dat Unicorn. Miguel are și el probleme. L-a luat acum mini la întrebări. Doar că sus, foarte bine ei s-a reușit să dea acolo la sou. Unicorn reușește să mai alerge nițel și Miguel, oare o să scape Miguel aici, că vine mult prea multă lume după el. I-a dat și slow acolo cu sticky napalm și încă o bucată. Încă o bucată. Nu vine să cred că Mima au reușit să omoare 3 eroi de la Sigma. Într-adevăr, Batrider mi se pare că și-a dat buyback. Da, într-adevăr. Da. Și a fost nevoie de Aegis totuși pe Unicorn, dar nu au pierdut barăci, au câștigat fight-ul destul de consistent acolo și da. Da, băgați reluarea, că reluarea e de aur. Hopa, Asus Rog Season 1. Reluarea. A primit aici un force staff foarte bine mini, de fapt și l-a dat singur chiar. Ei s-a sărit puțin ciudat. Fata nu prea a apucat să-și dea magiile cum a vrut acolo. A venit totuși bine și Barca. Dar și mai bine ultimata de Naga. Și să vezi cât de repede se stinge Paris aici. Așa, da, BKB-ul a zis că poate să ia la bătaie cu Unicorn și să vezi damage. Uite, BKB. Poc, 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 poc. Și a venit și Hell-ul acela de la mini, care a dat extraordinar de mult damage, trece prin BKB. Sincer să fiu, dacă acolo dădea criticală, cred că stătea altfel bătălia asta. Murea mult. Da, se prea poate. Se prea poate. Da, noroc că s-a și cumpărat acolo și îi vedem în smoke pe băieții de la Mim. Chestia e că Unicorn tocmai și-a dat TP sus, mai are 40 de secunde cooldown la Boots of Travel, dar așteaptă să vină cineva aici la defense. O să-l prindă pe pas. De exemplu, pas, da. Ar fi o țintă foarte să dea bună la creep acolo. Surprize, surprize aici la Dream League în această seară. Știi când, cred că din prima zi am zis de Naga aceea dezgustătoare și nu știi tu exact la ce mă refer. Asta. Mă, nu e chiar asta, că totuși ai văzut de fiecare dată când ai inițiat cu ultimata a fost așa optimizat. Câte puțin, câte puțin și-au revenit în match și are destul de multă viață, are și foarte mult bani acum. Da. Așa e când poți să farmezi cu iluziile, ai și radianță pe ea, îți permis să le trimiți peste tot. Să vedem ce o să ia acum Unicorn, care are totuși 3600 gold. Ceva de damage, un Lincoln să supraviețuiască și mai mult? Tu ce ai gândit? Poate un Hex? Mă, având în vedere că are travel, gândește-te că buyback-ul ăla e absolut necesar pe Naga în acest moment și nu știu și pentru asta, ce o să opteze, dar asta are nevoie doar de vreo să termine, să aibă bani de buyback. Pentru asta are nevoie doar de vreo... Și-a dat un clarity. Și-a dat un clarity acolo. Ce înseamnă eficiența? Vrea ca să vină cât mai repede jos acolo. Oare o să facă trade? Nu cred că e idee bună să facă trade. Trebuie să se retragă Mim. Și-a luat un Talisman of Evasion Unicorn. Da. O să fie Butterfly, aproape sigur. Ar fi bun și un Halberd, dar cred că Butterfly e important merge în momentul ăsta. Acea 25% evaziune foarte importantă, pentru că având și hartul trebuie să dai foarte multe bucăți. Puc acum probabil regretă că n-a vrut să facă Sight of Ice și a mers Potagon. I-a mers o perioadă de timp, da. Și foarte avansat Crit acolo și permite să se bată cu Cripul. Da, păi dacă vin să-l omoare pe Crystal Maiden e ok, dacă nu o să le intre în bază. Și unde e TP-ul? Ei s-a teleportat și CM-ul în bază. Și oare o să intre Unicorn? Da, a dat acolo Song-ul și o să prindă destul de mulți. Nu știu dacă îl vede cineva pe fata acolo. Există, a dat EMP-ul și l-a prins foarte bine acolo Miguel pe Ace. Nu a apucat să dea la sou. Vine și Barca, foarte mult damage și a luat Paris. A murit în cele din urmă și cred că din nou această bătălie va fi în favoarea celor de la Mim. Ultimată de Crystal Maiden acolo, Matt are probleme. Miguel reușește să scape cu hookshot și da, nu vine să cred că Mim s-ar putea să întoarcă match-ul ăsta. Dacă are Boots of Travel acum Naga și are, ar trebui să ducă... Ah, ba, nu stai, încă e pac în viață.
puțin riscant. Dacă mai reușeau un kill, poate sau două, putea să se ducă Naga să facă niște split push acolo să, să termine jocul. Să se ducă să împingă cu iluziile, dar nu prea are mana. Da, a fost o problemă constantă jocul acesta. Mana. Cred că o să mai tragă nițel așa de timp. La cum stau lucrurile. Da. Dar și când o să-și termine Butterfly. E cam greu acum să inițiez cu Kunkka. Că de fiecare dată vine Song-ul înainte și nici nu știi pe cine să dai. Da, inițial nu mi s-a părut cea mai bună inițiere, fiindcă a prins doar 3 acolo, dar a fost îndeajuns. A fost îndeajuns cât să câștige fight-ul acela. Foarte puternică Naga. Crit are și BKB. Poate să stea liniștit în bătălii, asta dacă Bane sau Cloak nu îi pun gând rău, că totuși Cloak-ul Aghanim ar putea într-o bătaie să sară. Chestia e că nu cred că își mai permit în momentul ăsta să dea vrăjile astea mari pe Crystal Maiden. Trebuie să-l bată pe Unicorn cât mai repede. El este punctul cheie, pur și simplu. Nu știu dacă neapărat trebuie să-l bată. Cred că cel mai bine trebuie să îl blocheze cumva să intre el cu Song-ul și să omoare Sărmanii. Asta ar fi cea mai bună strategie în momentul de față. Da, e destul de greu pentru că tot timpul invocuri sunt undeva în spate, mai aruncă o tornadă. Nu știu dacă au BKB-uri aici. Paris, da, în afară de Paris, BKB, care... Da. Ai văzut, îl activează și moare. Cam asta e ordine. Și moare. Nici nu apucă să facă nimic. Și nică. Plasă de la Naga. Da. Foarte ciudat. Uita mai devreme la Paris, a venit o iluzie de a lui Naga. A trebuit să-i dea vreo 4 bucăți ca să îi dea la situ acolo, cu tot evasion-ul acela. Da, foarte greu să joci împotriva lui Naga în late game. O să prind aici Miguel un invis. Foarte multe desene pe hartă, e panică generală pentru ambele echipe. Cred că se așteaptă la Roshan. A venit Roshanul, e deja un centaur al lui Enchantress aici. Să vedem cine o să intre și dacă vor fi contestați de echipa adversă. Bă, că Puck s-a apucat să-și facă probabil un Sight of Ice. Nu știu dacă e cea mai bună alegere. Cred că cel mai indicat ar fi fost să-și facă un BKB, pentru că și-a destul de mult damage și disable de la invocerul ăla. Și sus acolo, fii atent că l-au luat pe Ace la întrebări, l-au omorât destul de repede. Naga a fost în zonă, nu știu dacă ar fi fost înțeles să-și folosească ultimata ca să-l salveze. Are bani de Butterfly și cred că are și de buyback. Ar putea să riște acolo Naga, dar prima dată buyback și după aia Butterfly. Până acum le-a mers bine. Încă o inițiere din aia. Și acolo Mini foarte, foarte în față, prins de către Miguel, își dă Grave, dar nu cred că o să plece. Vine și Tornada și Mini într-un final moare acolo de la Drinko. Alexis, da. Și el prins și îl saltă acolo Miguel. Oare o să vină și ultimata într-adevăr de Bane element și a picat și Gem în acest moment. Doar Crystal Maiden și Naga mai sunt în viață de la Mim. Probleme destul de mari. Invocerul are bani să se cumpere. Uite-te unde e Naga totuși. Are Boots of Travel. A, o să se întoarcă acum, ok? Și s-a cumpărat invocerul, poate să se cumpere și Batrider-ul, dar mai sunt 17 secunde. Cred că ar cam trebui, da, totuși, s-a, da? S-a cumpărat acolo și s-au dat în spate. Oh, să mai dureze probabil meciul ăsta, că... Așa pare, așa, da? Așa e în late. Au reușit să facă câteva fraguri bune. Și după aia a fost. S-a lăsat cu două buyback-uri și cu aia să ne dăm în spate. Da, locurile 11-12 ne arată până acum o execuție destul de flawless a tacticii, fiecare cu tactica lui, dar adică Sigma au tot încercat să preseze, au venit mereu peste ei, s-au tot bătut, dar n-au reușit să scoată la timp și acum M.O.M. arată cum se joacă Naga, asta e tactica, split pushing all the way, așteaptă până farmează foarte mult și până poate toată echipa adversă singură aproximativ, cu un EMP de la Invoker, na, ca să zic că face și există ceva. Să dai așa finishing move. Da. Sunt curios ce iteme o să mai pună Paris dacă tot se mai prelungește meciul. Cred că ar avea nevoie un pic de lifesteal. Că se stinge destul de repede. Da, n-ar fi rău. Poate un al doilea Dedalus, că niște crituri ar fi salvat niște fight-uri acolo. Măcar să-și mărească șansa de crit. Și e fericit că a găsit acolo un regen. Nu prea avea mana. A intrat cu Shadow Blade la Chordi și a plecat.
da. Și e Roșanu viu, cred că o să fie un pic de bătaie pe el acolo, cei de la MIM sunt concentrați în zona lui. E viu de ceva timp, dar încă nu s-a înduplecat nimeni. E greu pentru MIM să intre, fiindcă cei de la Sigma Inc stau mereu pe linii de sus și tot încearcă să preseze acolo. E un joc al pușului. Și o să intre acolo, fii atent că ei s-a activat, a sărit, da, într-adevăr, se duce după el, dar puc de mult a scăpat. Au investit ceva acolo. Ar fi putut să facă Roșan în timpul ăsta, dar n-ai niciodată de unde să știi dacă o să reușești să prinzi fragul sau nu. Pentru că Puc, într-adevăr, e personajul cheie. Dacă apuci să-l omori pe el, ai toate șansele să câștigi fight-ul. Da, și lasă Unicorn aici, 6 iluzii și TTP în bază. Exact cum îți place ție strategia asta de rat Dota. Da. Și culmea că merge. Trebuie să vină neapărat cineva la defense. Uite, turnul ăsta ușor, ușor. Muncesc la Eliot. Încă un pic. Uite, a venit fata, uite, știu cât damage și-a luat. Dacă avea și un defusal, putea chiar să... Și acolo jos s-ar putea să vedem o inițiere din partea lui Ice, te duci? Nu se duce, e frică. Are battery assault, și... clockwork, era greu să inițieze cu battery. Și era și Pain-ul lângă el. Da. N-a vrut să riște. Minutul 48:37 la 19, după ce au fost fight-urile alea continuu la începutul jocului, acum s-a liniștit. Până și diferențele de gol și de experiență parcă nu există. E acolo undeva aproape de 7000 pentru Sigma, foarte mult pentru Sigma la experiență, aproape de 15000, și cu toate astea da, nu reușește să intre de fiecare dată când vor ca să... Da. Și gândește-te, tot meciul ăsta a rulat în mare parte cu barăcile de pe mid de la MIM date jos. Da. Linia aia tot timpul a fost împinsă oarecum așa într-un mod natural. Uite că Kunkka a mers pentru MKB să facă counter acelui Butterfly. Și uite că și-a terminat și Diffusal Blade Naga. E 6 slot de momentul ăsta Naga. Da, dar și Kunkka a pus acolo un pic de Monkey King Bar ca să nu cumva să rateze când dă ceva. Da. Cloc jos, se retrage, are și el destul de mulți bani, aproape 3000. Cred că o să conteze dacă face prins Shiva. Aiure, la un moment dat. Și da. Nu. Ai văzut un Sunstrike? Părea așa că o să se întâmple ceva, dar nu s-a întâmplat. Nu, toată lumea e full HP, se farmează, se face split push. Dar se grupează ce la Roșan, ce fericit de mat, mai poate să fure cu enchant iluzie de Naga. Mai farmează și el nițel cu ea. Da, foarte bună iluzia de Naga. Și Puc, ia uite, s-a băgat acolo la cules de mure în pădure. Push, TP. Tot nu înțeleg ce n-au intrat la Roșan aici. Pentru că din când în când scautează clocul cu rachetă și e un pic cam greu să te bagi. Cred că ar putea să ia un fight MOIM, dar le e frică totuși să se lupte în zona aia strâmtă de la Roșan cu Kunkka la echipa adversă. Dacă primești o navă de aia în cap, te cam asiguri că ai pierdut fight-ul ăla. Păcate. Și Puc a dat acolo un val mid. Unicorn, fii atent că Matt pur și simplu s-a dus. Nu știu ce s-a întâmplat acolo, a fost nevoit să își dea first staff-ul, a primit plasă și cred că o să crape aici, nu mai are cum să scape. Da. Nu prea înțeleg ce s-a întâmplat, cred că a fost o comunicare un pic greșită. Și fii atent că s-ar putea să-l prindă și pe fata. A venit acolo first staff-ul, foarte bine l-a ajutat pe asta. E posibil să moară și vine plasa de la distanță, foarte bine dat acolo Unicorn, să vedem dacă o să reușească. Da, reușește și doi eroi morți acum. Și gem pe jos, foarte Sigma. Important. Și au luat un gem înapoi cei de cred la cred că acum MOM. Poate să facă Roșanu și după aia să pușeze. Nu înțeleg ce a făcut acolo căprița mid. Pucu s-a dat în spate ăsta, s-a dus să urce valea, erau foarte mulți eroi acolo. Păi nu, Pac vrea să intre, după aia a zis gata, sacrificăm căprița, dar tot l-au prins păi, din păcate. Stai puțin că n-avea niciun sens, trebuia să se dea în spate. Cum să zic, putea să nu fie prins acolo, s-a dus și a urcat valea fără niciun sens. Da. Mai greșești după 51 de minute. Da, nu s-au mai bătut de foarte mult timp și intri așa într-o amorțeală când joci, dacă nu se mai întâmplă nimic să-ți ceară și reflexe puțin, rapide. Cam târziu s-au băgat acolo Roșan.
Părerea mea. Uite că vine rochetuța. Da. Nu a fost dată la Rășan. Să dau niște pinguri acolo. Paris e sus, dar are Boots of Travel. Poate să vină imediat la fight dacă e nevoie de el. Și a mai pus ceva iteme acolo, cum ca și a făcut și Lifesteal, MKB. Din nou vine racheta, din nou Ace ar putea să încerce acolo să pareze hookshot-ul în caz că vine, dar nu o să vină că e destul de departe Miguel. O să abandoneze Roșanu. Aegis pentru Invoker, Cheese pentru... sau nu e încă Cheese? N-avem Cheese? No Cheese. E al doilea Roșan. Da, e al doilea, mi se pare că e al treilea, totuși e minutul 52, te-ai cam așteptat să e al treilea Roșan. Unicorn? Nu te da în spate că o să pierdeți baraca range? Și fii atent că o pierd, da? Într-adevăr, acolo sus vine tornada aia degeaba. Două catapulte, târziu, două au făcut, da. Ce întreaga echipă Sigma n-a reușit de vreo 2-3 ori la rând acolo. Dar nu știu ce s-a dat back Unicorn. Cred că era frică de o inițiere a echipei adverse când nu avea mana. 6500 gold, 6 lote, diffusal de level 2. Nici nu mai are ce să facă cu banii acum Naga. Cred că e momentul să împingă totuși. 34.000 net worth. Nu vezi foarte des chestia asta. Cred că ar mai da și la Alias dacă ar putea, dar nu te lasă Dota. Era o vreme. O vreme când puteai să dai share la gold. Nici nu știu ce ar mai putea să facă aici Naga. Ce ar putea să schimbe. Nici să fie mai bine de atât. Păi, nu știu, să sufere de un refresher în loc de Diffusal Blade. Dacă chiar ai vrea să vezi ceva interesant. Diffusal ăsta doar că n-are mana. E destul de important acum așa că are iluzii de la Manta, iluzii de la Mirror Image, toate alea cu efectul de la Diffusal pe el, o să-l termine imediat pe pack, nici nu o să știe ce s-a întâmplat. Păi ar putea să-și facă o găină cu point de ăsta, cum zice, cu booster de mana pe el, să facă Dagon de 5. Opa, a încercat acolo Miguel, nu prea a ieșit. Și mid acolo l-a prins cu ultimata pe Ace, dar nu cred că are cine să continue și acum Pucu nu mai are ulti. Cred că o să vedem un push. E un push destul de mare și jos totuși, dar sunt doar creep momentan, niciun erou de la Sigma acolo. Și a venit acolo un pic de torent, apă, dar da. I-a scăldat așa nițel. Și a dat slow fix pe Real și oare o să sară acolo, având în vedere că știu care e. Uite câte iluzii, nu mai are... L-a prins torrentul, să vedem dacă o să vină și barca, nu? Mamă. A venit un crit și Unicorn l-a simțit din plin. 1082. Foarte mult damage a dat acolo. S-au speriat puțin la faza asta, uite că s-au dat B. Da, trebuia să facă defense sau da ceva damage la turn acolo, creepy de jos. Și de la capăt, split push. Punct și încă o dată, split push. Ha. Greu, da. greu și greu în aceste momente. Naga. Asta e. Și a joacă și Alliance când o... Și a sărit acolo să omoare iluzia. Să nu cumva să mai farmeze. Parcă n-ar avea foarte mult bani Naga în acest moment. Da, n-are ce să facă cu ei, pur și simplu. 9100 gol. Abyssal? Să facă Abyssal? Nu, iluziile alea profită bine de Diffusal Blade. Nu prea mai are ce să facă, da. Dacă, eu știu, un loc de Manta să mai facă un heart. Băi, nu râde că... Double heart. Puternic. Cum ar fi să vezi Naga cu 3 heart, Butter și Radi Travel? Da. Că și heart-ul ăla costă destul de mult dacă vrei să suferi de 6 heart pe tine, să mergi aia. Și Puc, să vedem dacă o să fie prins acolo. Pain e destul de departe, deci probabil cei din Sigma nu o să vrea să inițieze acest fight. Era să-l nimerească acolo pe pack, dar a reușit să-și dea TP la timp fata. Și s-a retras iar, de data asta s-a retras Sigma. Meciul continuă, 65 de minute pe GLTV. Miercuri noaptea, până în târziu. Da, am vrea să se termine meciul ăsta un pic mai repede, să vedem și noi free-to-play, că noi n-am văzut free-to-play. Am trebuit să facem diverse lucruri. Streamul acesta și de ziceam, mamă, ce petrecere dăm noi acum după ultimul meci. Mă, măcar o să fie, o să te simți bine. La un moment dat o să se termine, cineva o să câștige, vom vedea filmulețul.
nici nu știu cu cine să țin în acest moment. N-am nicio preferință, cineva să termine aici. A mai picat un turn. Și o să încerce, o să încerce ceva acolo. Și pe ori pe mid, da, nu riscați absolut nimic ca oameni buni. Turnul mid nu mai are foarte mult HP acolo. A venit satanic pentru Kunkka, poate asta așteptau. 37 la 21, minutul 57. Nu se știe cine câștigă. Așteptăm să vedem ce face Naga. Nu, tu îți dai seama dacă Paris o să aibă satanicul activat și o să dea criticală. Cred că e așa, ca și cum ar fi full HP. Nu știu dacă merge pe tot damage-ul pe care îl dă pe Tidebringer, ar fi puțin imba. Și cred că o să se... Nu se întâlnesc jos. Nici nu era. S-a tatonat, s-a dat un pic în spate. Unicorn are o iluzie sus care a ținut lane-ul ăsta foarte, foarte împins. S-a dus fata acolo cu furie, Dagon 5, nici nu-i mai pasă. Și, doamnelor și domnilor, ne pregătim de push-ul final. Sperăm să fie push-ul final. Pentru că nu are foarte multă lume bani de buyback. Și Kunkka, văd că vine și el și a dat aici un travel și au zis: Mim, e timpul să terminăm. Și intră destul de bine acolo, a? Vine torrentul, da. Vine torrentul, dar nu prinde originalul unicorn acolo. A venit și ultimata. Ace era să moară. Opa. Și a venit acolo. Da, într-adevăr chiar a murit, bine. A venit Song un pic întârziu și... Da, se retrag. Și se iese din luptă continuă noaptea. Doar că Miguel are din nou hookshot, oare o să mai prindă pe cineva? Se duce foarte bine, aleargă acolo, a dat o rachetă, oare o să vadă? O să încerce ceva. Crystal Maiden, fii atent unde... S-a ascuns acolo. Arătați hookshot-ul, Creed nu are TP. Creed nu are TP. O să fie o perioadă foarte foarte nasoală pentru... Deci dacă dă Paris, dacă dădea Creed un parte asta, cred că l-omora. Nu de hai, data, hai acum, ăsta. I-a luat ceva de mici acolo. I-a luat ceva de mici și o să fie foarte greu să se retragă acum. O să aștepte să împingă probabil Kunkka și o să vină pe aici ca să-și ia TP-ul. Da, cred că n-a fost atent Paris Sokshka, fiindcă dacă vedea, se vedea animația, da, de se la... Da, animația, dar depinde cum ține camera, pentru că noi am văzut-o că eram foarte atenți. Da, probabil nici el nu se aștepta să fie... De ce dracu s-a luita între copaci? Să fie Crystal Maiden. Și uite că se duce jos acolo să-și ia. S-a prins cum stă treaba. Între timp Unicorn a împins jos, își dă TP și de la capăt. Punct și de la capăt. Ha. Și 3, 2, 1... Meciul ăsta durează de o oră. Yay! Cel mai lung meci de departe. De fapt, am mai avut un meci de 52 de minute chiar astăzi. Eu mă simt un pic ciudat, pentru că senzația mea e că erai sincer când ai zis asta. Chiar te bucurai sincer că e primul tău meci de o oră? La comentariu cred că da. Poate am mai avut la CDN-ului ceva așa mai prelungit, dar... Poți să zici că și când joci ai meciuri de o oră, că oricum ai avea doar un singur viewer de partea ta care ar putea să confirme. Și Ace împinge acolo Mad jos. Mad iară prins pe mid, fix același scenariu. S-au dat ceva forța furia acolo BKB, și... toate chestiile. A venit teleportul? Da. Da, a venit teleportul. Opa, un... A sărit Miguel, a prins pe Unicorn. A reușit să dea acolo Shiva și... Vine și Barca, foarte bine dată Barca, dar... Blow cu gheața atunci când sunt în somn și pas își ia acolo foarte mult damage și reușește să dea ultimata într-un final. Moare Unicorn, nu mai are foarte multă viață și reușește ei să-l prindă pe pas, dar acesta are foarte multă viață. Nu cred că o să reușească cineva să-l omoare și poate se întâlnește acolo cu Crit. Da, Crit își ia și Crit și încă o bucată. Asta e pentru Maiden. Între timp acolo Ace se bate cu Miguel, primește plasă, vine și acel flame break și a vrut să scape acolo fata, reușește să facă frag cu Dagonul și eventual chiar poate o să și scape dacă nu cumva o să vină plasa. Nu înțeleg de ce nu-i dă defuse. Reușește să-i dea defuse și așteaptă acolo orbul. Oare o să aibă timp? Reușește să-și dea dagger-ul, incredibil, dar se aleargă după el și o să se teleporteze. Oare da, s-a teleportat și cel mai lung Dagon din istorie. Nu-mi vine să cred cum s-a dus acolo. Oare o să-l mănânce iluziile? Încă puțin și reușește să scape acolo. Da, ultimul în viață Unicorn și a dat și buyback la faza asta, dar Naga în viață și Cine are buyback e un om puternic, este vorba de Invoker și cam atât, sau mi se pare mie, da.
Da, Invoker și Naga împotriva lumii. Tornadă, îl prinde acolo pe Matt, dar nu știu dacă este suficient. Fata reușește să dea foarte mult damage acolo în Nexus și Unicorn rămâne singur aici cu Paris, care soarbe viață din această Naga. Vine și un impetus lung, nu mai are mana să-i dea, dă song acolo. Paris a mai stat nițel treaz, dar i s-a dus BKB-ul. S-a cumpărat Batrider-ul, a înviat și crit între timp, să vedem, o să încerce aici să apere totuși. Nu vor să lase încă să pice. Și îl prinde pierdut acolo pe Paris. Da, într-adevăr, cred că s-ar putea să-l omoare aici. Nu mai are foarte multă viață. Nu reușește acolo să facă frag Kunkka. Fucking Mad are și el probleme. Și nu vine să cred că n-au reușit să dea baraga jos. Și iar vom vedea un pic de delay până la sfârșitul acestui match. Și-a dat bye-bye Kunkka. Hai Kunkka, hai că poți. A vândut acolo ceva, ce a vândut? Are travel, ce o să cumpere? Oare o să vedem rapieră? Se duce? Cred se că duce? Vedem rapieră. Rapieră, haide, rapieră. Dacă ți-ai dat buyback, nu mai haide ai de ce să ții bani. Haide, hai cu Kunkka, hai cu Kunkka, tata. Hai că poți. O rapieră. Hai Kunkka. Kunkka la ce te gândești? N-ai la ce să te gândești. Trebuie Paris să ții rapieră. Acum, doamne, să fac asta sau să nu fac asta. Dacă pierd meciul după aia o să dea toți vina pe mine și o să râdă toți fanii. Nu e bine. Stai că și-a mai luat Naga un item. Dar eu încă stau să urmăresc rapiera. Dacă poate regia să țină camera. Sacred Relic, hai mă, rapiera. Rapiera, Divine Rapier. Rapiera și pentru Kunkka. Și Unicorn și-a luat Dedalus și și-a vândut Radianța? Da, într-adevăr, nu știu dacă e o idee foarte bună. Și l-a prins acolo pe Miguel. Miguel care nu știu dacă are. Este un kill important pe Miguel și cred are că o să buyback. Dar stă destul de mult acolo. Unicorn a luat extrem de mult damage. Nu vine să cred că Miguel n-a crăpat acolo. Ce înseamnă Vanguard cu Shiva. Și vine Hook-ul care îl prinde acolo pe Unicorn. Și-a Hex. Doamnelor și domnilor, cea mai fantastică corabie. Și Mini acum nu o să mai reușească să facă ceva. Cred nu mai că e buyback pentru Naga. Cred nu că ăsta prea a fost meciul și sper să fie că Miguel pur și simplu a rezistat enorm de mult acolo. Nu știu de ce nu a fugit pur și simplu Naga, a dat ultimata, s-a dat puțin în spate, apoi s-a întors și a luat și hookshot. Nici el nu mai știa ce să facă în momentul ăla, dar rapiera și asta pe Kunkka, ia să vedem. Îmi place de Miguel, el se deplasează cu cooldown-ul de hookshot. Mai vede pe cineva mai dă un hookshot. Naga, 81 de secunde. Cum o să vă apărați voi aici versus un Kunkka cu rapieră care dă destul de mult damage în acel turn? A sărit fata acolo, să vedem dacă o să-și dea combo pe cineva. Foarte bine a sărit și Miguel acolo pe exit. Chris a luat ultimată de Pain și da, într-adevăr, doar Invoker-ul acum. Deci nici măcar Invoker-ul a murit până să zic că era în viață. Vine și o navă așa la final ca să anunțe GG-ul. 65 de minute, Sigma Int. Nu am greșit predicția. Dar a fost al dracu de la limită. GG, Mim, ne-ați arătat un joc interesant. Se poate să joci și să faci comeback chiar dacă ești pe ultimul loc în clasament. Da. Da. Locul 11 cu locul 12, cel mai apropiat joc de până acum în Dream League sezonul 1.